Și uite așa, din proprie neștiință, unii au încercat să scape de alunițe cu tot felul de soluții care mai de care mai năstrușnice. Orice poate deveni periculos dacă e folosit așa după ureche. De-aia s-au inventat specialiștii, de-aia au studiat pe la școli înalte, ca să ne spună ei când, ce și cu ce să ne ajută. Mădălina Ulbeanu este aromofitoterapeut, este alături de mine în studio. Bine ai venit! Bine te-am găsit! Studii la Sorbona despre uleiuri esențiale. Aromaterapie și fitoterapie, acest departament în cadrul Facultății de Medicină. Fabulos, fabulos! Nu mi-am imaginat că are o asemenea întindere, așa asemenea importanță acest domeniu, dar din ce în ce mai mulți oameni folosesc uleiuri esențiale și li se pare că sunt... adică poți să le iei oricum, poți să faci ce vrei cu ele, de ce să te duci la specialist? Nu prea e așa. Tocmai că nu poți să le iei oricum și sunt anumite măsuri de precauție, anumite contraindicații și anumite moduri de utilizare. Românii ți se par apetenți la capitolul ăsta? Sunt deschiși, sunt transparenți, vor să învețe despre uleiuri esențiale? Da, foarte deschiși. Românii sunt deschiși la tot ce este nou. Mm-hmm. Dar trebuie să fie foarte atent să nu utilizeze după ureche, părerea mea. Și atunci... Sunt foarte multe utilizări incorrecte pe care le-am întâlnit de-a lungul carierei mele, ca să spun așa. Dar nu numai în România, inclusiv în Franța, pentru că trebuie să ai niște cunoștințe în domeniu. Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care tu le-ai văzut de-a lungul carierei tale? Utilizarea pură a uleiurilor esențiale ar fi una dintre ele, în sensul adică că aplici picături pur pe un termen mai îndelungat. Pe piele? Da, ceea ce este incorrect, pentru că sunt anumite grupe de uleiuri esențiale care nu sunt indicate a se aplica pe piele, fiind dermatocaustice sau iritante și așa mai departe. Altele au anumite toxicități și ca regulă principală trebuie să le diluăm într-un ulei vegetal sau ulei purtător. Cam în ce proporție trebuie să fie excipient? Adică sunt anumite reguli. Avem o anumită diluție pentru curativ și unele pentru preventiv. Bineînțeles că la preventiv o să fie o diluție mai mică, punem 5%. Și pentru curativ sau faza de atac o să utilizăm o diluție mai puternică. Da. Iar o altă greșeală pe care am observat că o fac românii și nu numai, este de a ingera uleiurile esențiale fără a cere sfatul unui specialist. Da. E foarte important să cere sfatul medicului, chiar dacă se pun ele în capsule sau unii le ingerează direct în apă, în ceai, în cafea, fără să țină cont de aceste toxicități, iar unele dintre ele, cele care conțin fenoli, care conțin cetone, dar nu vreau să intru acum în detalii tehnice, în componente chimice. Acestea sunt periculoase, totuși, v-am spus, au anumite toxicități, unele interacționează, fiind pure cu esofagul, pot produce anumite efecte secundare, dacă nu sunt utilizate corect. Doamne, iartă-mă, cum să înghiți așa ceva? În sfârșit. Dar am tot văzut aparate din alea difuzoare cu apă, care scot abur, care miroase minunat. Sunt bune, sunt indicate uleiurile esențiale în asemenea... Da, sunt foarte bune. Avem două tipuri de difuzare, difuzare activă și difuzare pasivă și aveți cele cu apă. Sunt foarte bune pentru plăcerea olfactivă, pentru a parfuma atmosfera, bineînțeles că o să și purifice atmosfera, însă eu le recomand pe cele cu scop terapeutic, adică difuzoarele electrice în care utilizăm uleiul esențial pur. Putem să facem anumite mixuri sau formule în care punem 2-3 uleiuri esențiale, le combinăm și le utilizăm pur. Există acele difuzoare efect Venturi, nu știu dacă tu le cunoști. Nu. În care se pune uleiul pur și se face o microdifuziune, adică picăturile de ulei esențial sunt descompuse în microparticule. Și sunt difuzate în atmosferă. Și de exemplu dacă am o viroză, să zicem. Da, deci sunt o mare sunt de mare ajutor uleiurile, am înțeles, în viroze, în purificarea atmosferei, stres, insomnie. Să o luăm pe rând atunci. Da. Pentru viroze, ce ne recomanda și cum?
Sunt foarte multe uleiuri esențiale pe care putem să le recomandăm în viroze, în funcție de componenta lor chimică. Una dintre ele ar fi un opcinol. Deci aici aveți niște uleiuri esențiale mai exotice, să le zic eu așa, ca și denumiri: Niauli, Saro, Ravinsara. Un clasic este Ravinsara. Sunt foarte, deci acționează foarte bine pe sfera orele. Sunt anti-infecțioase, expectorante. Dar deci au toate aceste... clasicul eucalipt pe care îl știm noi toți e bun? Este foarte bun. Eucalipt globulus, eucalipt radiata sau eucalipt smisi sunt trei specii pe care le recomand. Însă acesta are contraindicații și precauții. De exemplu, persoanele astmatice nu-l pot utiliza. Deci nu este recomandat. Și? De exemplu, per copiii după 12 ani este indicat să-l utilizăm. Pe cel globulus, la radiata este foarte bun pentru copii. Deci trebuie să cunoști foarte bine și să jonglezi un pic. Sau să citești cartea pe care tu mi-ai adus-o, da, și care probabil plăcere, se găsește. Pe care vreau să ți o ofer foarte mult. Marele ghid de uleiuri esențiale. Așa. Pe care am pus-o pe piață în România împreună cu dr. Fabien Mie, profesoara mea de la facultate, și care este un succes în România. Este deja la al treilea tiraj această carte. Și chiar nu ne așteptam să aibă asemenea succes. Deci românii sunt foarte deschiși. Sunt foarte deschiși, de asta și întrebam. Și este bine că apelează la o Biblie de genul acesta. Unde găsesc tot felul de informații. Dar hai să încercăm să ne gândim și la cei care au atacuri de panică sau sunt anxioși. Se pot calma un pic inhalând asemenea uleiuri? Da, sunt metode. Cum vă spuneam, calea pură nu este cea mai recomandată, însă dacă avem un atac de panică, o anxietate mare, putem pune timp de 24 de ore pur la încheietura mâinii, două picături și repetăm de frunză de portocal amară, bitter orange leaf, îl mai știu mulți. Nu era și lavanda la un moment dat? Da, este ok și lavanda, dar pentru o anxietate, un atac de panică, vă recomand mai mult acest. Și lavanda pentru ce e? Și mușețelul roman. Și ea este pentru anxietate, pentru stres, insomnie, relaxare, calmare, deci calmează mușchii striați și este foarte ok pentru sistemul nervos central. Lavanda e indicată și celor care suferă de depresie? Da, da, și în depresie mai este o grupă de uleiuri esențiale pe care noi le numim cele care conțin citrale, adică speciile de lemongrass și de verbina, care sunt foarte bune în depresie. Altele care le-aș mai recomanda sunt santalul alb, trandafirul, ulei esențial scump, dar foarte benefic și eficient, neroli, adică floarea de portocal amar, ce ar mai fi măghiranul, marjolena cochia, așa, sunt nenumărate pe care putem să le spun. Frunza de camfor, foarte bună. Pentru cine suportă mirosul, da. Dar nu, pentru că este frunză, este distilată frunza, nu lemnul. Gata, am înțeles. Deci camforul clasic pe care îl știm noi este altceva, alte proprietăți terapeutice, nu se utilizează în stres. Tu ai adus aminte despre copii. Există uleiuri esențiale cărora copiilor să nu le facă față? Da, sunt uleiuri esențiale care sunt toxice pentru sistemul nervos central. Palierul lor de maturitate nu este atins la o anumită vârstă, de aceea eu recomand cele pe cale cutanată diluată începând de la 6-7 ani. Și deci sunt anumite grupe ani mai calm. Da, anumite grupe pe care sunt toxice, neurotoxice, convulsiviante, epileptogene, de asta trebuie să ținem cont, asta. Pentru că pe internet nu găsim toate aceste informații. Nu. Internetul de fiecare ulei esențial în parte, pentru că fiecare are specificitatea lui, contraindicațiile lui. Mulțumim foarte mult pentru că ne-ai învățat cât de eficiente sunt uleiurile și ai putut să spui câteva, foarte puține dintre foarte proprietățile puțin. Lor, însă există cartea după care dumneavoastră să vă puteți ghida și Mădălina ne-a adus, să mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc.